Parcurgerea traseelor montane reprezintă o activitate excelentă pentru păstrarea în forma organismului și pentru menținerea sănătății, dacă se ține cont de câteva reguli de bază. Indiferent unde vrei să urci pe munte, organismul va trebui să facă față unor provocări. Înainte de plecarea pe munte, este indicat să verificați prognoza meteo locală. Când vă aflați pe traseu, ar putea fi dificil să vă întoarceți dacă sunteți surprins de o vreme nefavorabilă. Suntem în plină toamnă, iar pe crestele Carpaților întâlnim și fenomene specifice iernii, însă acest lucru nu poate împiedica pe nimeni să parcurgă diverse trasee montane și atât pe cei pasionați de drumeții montane, cât și pe cei care sunt la început, la nivelul de începători, îi sfătuim să apeleze cu încredere la patrulele de jandarmi montan sau la formațiunile salvamont din zona respectivă unde și-au propus să facă traseele. Pentru a preveni accidentele în zonele montane, jandarmii brașoveni au o serie de recomandări importante pentru iubitorii munților. Echipamentul să fie adecvat acestui anotimp și să nu lipsească niciodată lanternă, pelerina de ploaie, telefonul mobil încărcat, baterii de rezervă, o trusă de prim ajutor. Totodată, atunci când evaluează traseul, să fie ales în funcție de pregătirea fizică a celui mai slab pregătit fizic din grupul respectiv. De la începutul acestui an, jandarmii montani brașoveni au avut 45 de acțiuni de salvare de pe munți. De asemenea, alte zeci de cazuri au fost soluționate prin telefon, când oamenii au primit indicații pentru a putea ajunge la un punct de refugiu sau la baza muntelui.